Vă invit ca să deschidem Biblia la pagina 1167, întâia epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6, versetele 3 la 5. Repet din nou, pagina 1167, 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 la 5. Iar al doilea text îl vom citi din Cartea Proverbelor, capitolul 22, un singur verset, versetul 6, pe care îl găsiți la pagina 659. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. În Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de a vorbi din cuvântul Domnului, aș vrea să vă aduc salutări împreună cu cei care au venit de la Jacksonville, pentru că duminica trecută ne-am bucurat împreună în Biserica Emanuel din Jacksonville și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și vă îndemn în continuare ca să ne rugăm pentru biserica aceasta, ca Dumnezeu să dea propășire lucrării de acolo. Amin. Iubiții mei, am citit acest cuvânt, cuvântul care a fost planificat pentru dimineața de zilei de astăzi din Timotei și m-am dus cu gândul că și în ce privește binecuvântarea, sunt atâtea învățături străine de adevărul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase a Domnului Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Arată, și dumneavoastră mai puteți reciti textul acesta, arată ca ce îl califică pe omul acela care duce o altă învățătură. Dragii mei, și în ce privește binecuvântarea de copii, sunt foarte multe învățături în lumea în care trăim. Și ar vrea să întreb, binecuvântarea pentru cei care poate au fost învățați că binecuvântarea e egal cu botezul. Este binecuvântarea egal cu botezul? Iubiții mei, nu. Pentru că la botez, omul trebuie să fie deplin conștient că el se angajează înaintea unui Dumnezeu viu, înaintea unui Dumnezeu sfânt și are un scop pentru care se angajează să slujească pe Dumnezeu. Și la botez, candidatul depune el mărturia cugetului lui curat înaintea lui Dumnezeu. Pe când, în ziua de astăzi, cele patru familii care au venit cu copilașii lor la binecuvântare, Domnul să îi binecuvinteze și copiii, Domnul să binecuvinteze părinții, Domnul să binecuvinteze bunicii, rudenile și întreaga biserică, să îi binecuvinteze Domnul. Au venit cu un scop. Și dacă ne uităm în Sfânta Evanghelie, de multe ori, poate în mintea noastră, chiar dacă nu în mod vădit, dar poate că în mintea noastră avem reacția lui Petru în anumite situații. Ce o trebuie să vină familiile astea chiar astăzi la binecuvântare? Chiar astăzi când avem musafiri din toate părțile, când e grupul Speranța pe aici pe la noi, când programul e atât de aglomerat, nu s-ar putea naște în mintea cuiva întrebarea aceasta. Ce ar trebui să vină? Cam așa a acționat Petru. Când Domnul Iisus propovăduia Evanghelia
și mamele cu copii veneau la Domnul Iisus pentru că aveau o dorință arzătoare. Și știți care e dorința acestor familii, a acestor părinți? Ca copiii lor să fie în brațul Domnului Iisus. Dar de ce? În brațele lor ca părinți nu sunt suficientă siguranță? Nu, pentru că și copiii și părinții sunt în siguranță de plin atunci când sunt în brațul Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, eu vin dintr-o familie de ortodoxi. Am fost dus la biserică de Nașu sau de Nașa. Dar când cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul lui și am înțeles chemarea lui Dumnezeu, am urmat învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. Știți ce a spus Domnul Iisus ucenicilor? Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Dacă noi punem întrebări acestor copii, ce cred ei? Care e credința lor în ziua de astăzi? Vom primi vreun răspuns? Nu, de la părinți da. Primim un răspuns, de la cei majori da, dar de la copii nu vom primi niciun răspuns. Când cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima mea și am urmat învățătura Domnului Iisus Hristos și m-am botezat, mă întâmpină nașul familiei și îmi spune: Florian, ce ai făcut? M-a întrebat așa cu o voce foarte stridentă. Și am tresărit dintr-o dată și am căutat să-mi verific viața mea din momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Oare ce aș fi făcut ca pentru el să fie o problemă pentru care să-mi facă observații? Și imediat așa, în câteva secunde, mi-am dat seama că n-am făcut nimic rău și am zis: Nașule, ce am făcut? Știți cu ce m-a acuzat? Te-ai botezat a doua oară. Și eu l-am întrebat: a doua oară? A spus: nu. Păi nu, a doua oară, pentru că prima dată te-am botezat eu, mi-a spus el. Și el era și cântărețul Bisericii Ortodoxe. Și l-am întrebat pe un ton foarte calm și am zis: Nașule, nu m-ai învățat dumneata rugăciunea, crezul, credeul? Ba da, dar în rugăciunea aceea nu m-ai învățat dumneata să spun: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie, amin? Ba da, dar atunci când dumneata m-ai dus în fața altarului și spui că m-ai botezat, m-a întrebat pe mine cineva ceva? Am depus eu o mărturie acolo și spune: nu, dar am mărturisit eu pentru tine. Iubiții mei, vedem cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită, și învățătura aceasta se pare că circulă cu mare viteză în lumea în care trăim, pentru, mai ales în lumea celor care nu cunosc adevărul adevărat și nu vor să respecte cuvintele sănătoase a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, binecuvântarea, copiii aceștia au fost aduși la binecuvântare ca să fie puși în brațele Domnului Iisus Hristos, să fie încredințați în brațele Domnului Iisus Hristos, să fie chemat peste ei numele Domnului, pentru că acești părinți știu și sunt de plin credincioși că numele Domnului este un tur de scăpare, numele Domnului este un loc de adăpost și numele Domnului este un steag de biruință, lăudat să fie Domnul. Și doresc ca Dumnezeu să dea biruință acestor părinți ca să-și poată învăța copiii calea Domnului. Și când vor fi mari, să nu se abată de la ea. Ei au fost aduși la binecuvântare. Dar copiii aceștia, când vor fi mari și când vor auzi cuvântul Evangheliei și când vor deosebi binele de rău, e nevoie ca ei, în mod personal, în mod individual, în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu, când se produce în lăuntru, în interiorul, se va produce în interiorul lor aceea naștere din nou prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac, ei sunt obligați ca să facă pasul pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos când s-a dus la apa Iordanului.
Domnul Iisus Hristos nu s-a dus la Iordan pentru că era păcătos. Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Și totuși punem întrebarea, de ce la 30, aproape la 30 de ani? De ce la 30 de ani? Pentru că Maria cu Iosif l-au dus la templu când era mic. Și Simeon l-a luat în brațe și ce a făcut Simeon? L-a botezat sau l-a binecuvântat? Iubiții mei, Simeon l-a binecuvântat. Dragii mei, dar Domnul Iisus Hristos, ca unul care a venit să ne arate calea, care merge spre împărăția lui Dumnezeu, El ne-a învățat în mod practic tot ce avem de făcut cu privire la viața noastră pentru mântuirea sufletelor noastre. Și s-a dus la Iordan. Ioan Botezătorul este foarte surprins și spune, Doamne, Tu vii la mine? Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Și Tu vii la mine? Despre care botez vorbea Ioan Botezătorul? Vă amintiți când Ioan Botezătorul, el era premergătorul Domnului Iisus Hristos și spunea noroadelor, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine un altul care e mai înainte de mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, slăvit să fie Domnul. Și când Ioan spune, eu am nevoie să fiu botezat de tine, Ioan consideră că încă are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt din partea Domnului Iisus. Dar vine Domnul Iisus foarte conștient, nu când era copil, aproape la 30 de ani, se duce la Iordan și zice, lasă Ioane, că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Iubiții mei, botezul trebuie împlinit sau nu? Mai pun o dată întrebarea, botezul trebuie împlinit sau nu? Dacă vrem să ascultăm de cuvintele sănătoase a Domnului Iisus Hristos, de cuvintele Evangheliei, de învățătura care duce la evlavie, așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru că atunci când omul este major, el știe să distingă lucrurile, știe să aleagă lucrurile. Și Dumnezeu e Cel care dă putere de biruință, pentru că Cel care se hotărăște ca să meargă pe calea mântuirii, pe calea spre împărăția lui Dumnezeu, să poată să aibă chiar prin toate valurile și furtunile vieții. Pentru că, haida să recunoaștem, fraților, încă trăim în lume. Ne plângem că avem necazuri, de multe ori ne văietăm ca porumbei, mormăim ca urși. Că avem necazuri, știți de ce? Pentru că suntem în lume. Dacă în lume n-ar fi necazuri, n-am avea nevoie de împărăția lui Dumnezeu, unde-i neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, dacă toate aceste lucruri ar fi aici pe pământ. Dar Dumnezeu de aici, din lumea aceasta plină de necazuri, prin cuvântul Evangheliei, ne cheamă la mântuire, lăudat să fie Domnul. Și dați-mi voie să spun, și acești copii, care astăzi sunt aduși la binecuvântare, ei vor avea nevoie ca ei să hotărească calea pe care vor merge când vor fi mari. Ei vor alege să-L slujească pe Dumnezeu sau să nu-L slujească pe Dumnezeu. Dragii mei, dacă sunt unii care nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia Domnului Iisus, îmi pare foarte rău când trebuie să spun sentința pe care o spune Pavel, că în ziua judecății, spune Pavel că două categorii de oameni vor fi condamnați în ziua judecății. Spune în primul rând, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă opresc, fac o paranteză aici. În zilele noastre în care trăim, când Evanghelia se predică pe toată mass media, pe toate meridianele, până la marginea pământului, oamenii nu se vor putea dezvinovăți că n-au auzit glasul Evangheliei. Nu se vor putea dezvinovăți. Dar totuși încă unii stau în împietrirea inimilor și încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ba sunt foarte mulți, o altă categorie, care se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor ei îl tăgăduiesc. Dragii mei, a doua categorie spune, prima categorie, cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. În a doua categorie, spune apostolul, care vor fi condamnați în ziua judecății, cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului Iisus Hristos.
cei care nu ascultă. Sunt unii care îl cunosc într-o oarecare măsură, dintr-un punct de vedere, Dumnezeu cu lucrurile Lui și noi cu lucrurile noastre. Cam așa spun unii oameni. Mi-aduc aminte de fratele Berar, îmi povestea că bunicul său nu era credincios. Dar nu se ducea nici la Biserica Ortodoxă și nu se ducea nici la Biserica Pentecostală. Și fiindcă era prieten cu preotul din sat, spunea fratele Berar, m-a dus la preot și am zis, hai domnule să mergem să lămurim pe bunicul, ori să meargă la Biserica Ortodoxă, ori să vină la Biserica Pentecostală. Și s-au dus să lămurească amândoi împreună. Și fiecare a luat cuvântul și l-a căutat să lămurească. Și bătrânul i-a ascultat pe amândoi. Și când au terminat amândoi, nu? Ce zici, bunicule? Ce zici, moșule? O zis bătrânul, știți ce? Voi covoaște, eu comele. Dragii mei, un astfel de om este un om care respinge dragostea lui Dumnezeu. Respinge mântuirea lui Dumnezeu, respinge împărăția lui Dumnezeu. O altă învățătură greșită cu privire la binecuvântare și chiar și la mântuire, cu care ne confruntăm în zilele noastre de astăzi, că binecuvântarea sau mântuirea nu se mai poate pierde. Întrebarea mea este, se poate sau nu se poate pierde? Avem pe paginile Sfintei Scripturi exemple, din păcate aș spune, negative, care au fost binecuvântați, au fost duși la binecuvântare, au fost crescuți de părinți binecuvântați de Dumnezeu, care au dorit ca ei să-L slujească pe Dumnezeu. Și s-au născut cu un scop special, pentru că Dumnezeu avea un plan deosebit. Și vă dau numai un exemplu, Samson. Dumnezeu avea un plan deosebit cu el. A fost binecuvântat, nu-i așa? A fost dus la binecuvântare. A fost vorbit despre el înainte de a se naște, s-a născut prin făgăduință. A pierdut binecuvântarea? A pierdut-o. De ce? Pentru că n-a rămas sub binecuvântare. N-a rămas sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și am să citesc câteva cuvinte pe care le găsim în Deuteronom, în capitolul 28, să vedem dacă se poate pierde sau dacă nu se pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 28. Dacă vei asculta, citesc numai așa telegrafic, dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Dacă vei asculta, vei fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecului tău, rodul pământului tău, turmele tale, așa mai departe. Toate acestea, spune, vor fi binecuvântate. Coșnița, postava, vei fi binecuvântat la venirea ta, la plecarea ta, Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi, Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine. Vei fi binecuvântat pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Și toate aceste versete, până la versetul 14, spune cum Dumnezeu va revărsa binecuvântările. Dar dacă nu vei asculta, spune versetul 15, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată că toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și nu le mai citesc, iubiții mei. Cum vor veni blestemurile? Dacă nu vei asculta, dacă nu vei rămâne sub binecuvântare, dacă nu vei păzi legile și poruncile Lui Dumnezeu. Dragii mei, o altă învățătură pe care, așa cum am spus, este că binecuvântarea sau mântuirea nu se poate pierde. Sunt foarte mulți care intră în apa botezului cu un scop sau altul. Și nici chiar atunci când ar trebui să depună mărturia cugetului lor curat înaintea lui Dumnezeu, se pare că nici atunci la unii cugetul lor n-a fost curat. Pentru că am întâlnit situații de genul acesta care după ani de zile și-a cules roadele fățărniciei și a prefăcătoriei lor. Și când l-am întrebat, băi, tu ai fost pocăit, tu ești pocăit? A, păi știi cum, eu m-am botezat.
numai ca să mă căsătoresc. Pentru că trebuie să înțelegem că dacă în vremea lui Israel Balaam a fost unul dintre oamenii care a dus învățături greșite și străine, a dus învățături și a învățat pe moabiți cum să întindă cursă pentru copiii lui Israel, în așa fel încât Dumnezeu să întoarcă fața de la ei și să nu-i mai binecuvinteze. Sunt și în zilele noastre de astăzi oameni de genul acesta, care duc tot felul de învățături. Au, știi ce? Bă, îți place de fata cu tare, îți place de feciorul cu tare, nicio problemă. Vii la biserică două, trei săptămâni, o lună, două, intri în apa botezului și după aceea îți faci voi ce-ți vrei. Iubiții mei, învățătura aceasta nu se potrivește cu cuvintele sănătoase a Domnului Iisus. Nici cu învățătura care duce la evlavie. Dragii mei, în primul rând trebuie să înțelegem căci copiii noștri, ei pot să fie o binecuvântare, dacă vor asculta. Datoria noastră este ca noi să învățăm, învață pe copil calea Domnului și când va fi mare, se va abate de la rău. Ce minunat este, știți unde e locul de învățătură? Primul loc de învățătură unde se formează caracterul unui copil. Nu-i grădinița, nu-i școala, nu-i liceul, nici facultatea, nici doctoratul, nu-i nici chiar școala duminicală locul unde se formează caracterul. Și locul unde se formează caracterul unui copil este familia. Responsabilitatea părinților este de a învăța copiii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că sfatul este o lumină, sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. E adevărat că mustrarea nu prea place la nimeni, nici la cei tineri, nici la cei bătrâni. Nu ne place nici nouă dacă ne mustră cineva, nu place nici tinerilor, nici copiilor noștri, dacă facem observații și mustrăm pentru anumite lucruri. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că mustrarea e calea vieții. Iar cine ia seama la mustrare, își scutește sufletul de multe necazuri, spune înțeleptul Solomon. Lăudați să fie Domnul! Apoi, una din responsabilitățile care revin părinților este ca să învețe copiii, să nu întărâte copiii la mânii. Citeam undeva și m-a părut foarte interesantă expresia. Spunea cineva că părintele este elevul și copiii sunt învățătorii, care îi învață pe părinți o viață întreagă. Și cred că nici unul încă n-am absolvit dintre care suntem părinți, n-am terminat școala de părinți. N-am primit încă diploma absolvirii școlii de părinți, pentru că cât trăim, tot învățăm. Și trebuie să învățăm pentru ca să fim veghetori în primul rând, ca potrivnicul nostru, care este diavolul, să n-aibă niciun câștig de la noi. Domnul Iisus Hristos spunea, și mă refer legat de cuvântul acesta, și în dreptul bisericii, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pentru că vor veni mulți care vor amăgi pe mulți, vor veni mulți în numele meu și vor amăgi pe mulți. Cum vor putea amăgi? Cu cuvinte dulci și măgulitoare, cu cuvinte dulci și înșelătoare, prin care oamenii caută să înșele inimile celor les necrezători. Dacă vă veți uita în cartea Proverbelor, veți vedea că înțelepciunea și are locul pe vârful cetății și nebunia puțin mai jos și face două strigări și înțelepciunea strigă și înțelepciunea spune cine-i prost să vină la mine ca să capete înțelepciune. Dar nebunia, spune înțeleptul, strigă la cei care măl pe calea cea dreaptă. Și aceștia nu sunt altceva decât cei care învață greșit, cei care duc învățături eronate, care n-au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Zice că el, nebunia strigă după cei care sunt pe calea cea dreaptă, ca să bee din vinul ei, ca să mănânce din pâinea ei. Dragii mei, haideți să ne oprim la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Unde? La amvon?
o dată de două ori pe săptămână când ne întâlnim, sau în familie este primul altar pe care noi toți, fiecare din noi trebuie să avem. Și acolo fiecare trebuie să fim preoți la altarul familiei care îl avem. Să ne adunăm copiii în jurul nostru. Aduc aminte când erau copii acasă, îi adunam. Acum nu îi mai pot aduna, s-au împrăștiat care încătru. Dar mă pun cu soția și mă rog, împreună. Adunam copiii și țineam timp de rugăciune. Pe ei puneam să citească și noi continuam îndrumările pe care ni le dădea la timpul de rugăciune. Și era atât de minunat, de acolo, din familie. Pentru că și așa, indiferent cât se luptă un părinte, diavolul, vrăjmașul sufletului nostru și vrăjmașul oricărui neprihănit și vrăjmașul lui Dumnezeu, se luptă și mai mult și umblă ca un leu să caute pe cine să înghite. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții cu înțelepciunea Duhului Sfânt. Fiecare familie să fie un loc unde să fie chemat numele Domnului. Fiecare familie să fie un loc unde copiii să învețe. Și vreau să spun un cuvânt foarte important. Copiii niciodată nu vor pune bază pe vorbe, pe vorbele unui părinte. Și întotdeauna copiii vor pune bază pe viața unui părinte. Iubiții mei, avem datoria să fim lumină, nu numai în lumea, din afară. David spune, mă voi purta cu înțelepciune în lăuntrul casei mele. Și pune întrebarea, când vei veni la mine? Doamne, dă-ne înțelepciune! Doamne, dă-ne putere! Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste patru familii, Dumnezeu să binecuvinteze acești copii și binecuvântarea Domnului să rămână peste ei, binecuvântarea Domnului să rămână peste întreaga asistență și toți împreună sub binecuvântarea lui Dumnezeu în ziua aceea mare, când a venit Domnul Iisus Hristos, să putem auzi glasul Mirelui iubit, care va zice, veniți, binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin.